Bună, dragii noștri, și bine ați revenit pentru o nouă ediție Happy Cafe, în care abordăm tot felul de subiecte interesante și necesare unui stil de viață sănătos din punct de vedere fizic, dar și psihic. Vlad, ești poker face. Ești foarte interesat de ce urmează, nu-i așa? Știu, eu știu ce urmează. Tema ediției de astăzi este una foarte frumoasă, într-adevăr. Colega noastră, Alexandra, și-a propus să afle de la specialistele noastre cum să ne interpretăm visele. Ba, beba. Dar nici dacă vrem asta. Ce ne spun mai exact visele? Este oare adevărat că fiecare vis conține un mesaj mai mult sau mai puțin codat? Este important să încercăm să le interpretăm sau ele sunt pur și simplu o modalitate de eliberare a emoțiilor și trăirilor de peste zi? Și dacă ele conțin într-adevăr mesaje izvorâte din inconștient, cum le interpretăm? Da, eu una sunt foarte interesantă de acest subiect, așa că propun să îi dăm legătura Alexandrei, care va discuta pe marginea interpretării viselor cu Cristina Petrescu, psihoterapeut, și Andreea Prună, life coach. Andreea, mă bucur să te revăd, ca întotdeauna. Mă bucur și eu să fiu aici, alături de voi. Astăzi vorbim despre vise și nu despre visele, reveriile, dorințele, ci despre visele nocturne, despre visele pe care avem tendința ori să le ignorăm și să spunem, a, nu înseamnă nimic. A fost doar un vis, n-are niciun sens, oricum n-are niciun sens. Sau să le interpretăm conform psihologiei populare respectivă. Dacă am visat, stai că mai știam și eu niște de astea, mituri de astea. Dacă am visat șobolani, sunt gravidă. Nu știu dacă asta e. Dacă am visat că îmi cădeau dinții, o să mor. Ei bine, aș vrea să demitizăm puțin partea asta complet neadevărată. Sigur că se spune că în ce crezi aia se întâmplă, dar sunt convins. Eu cel puțin știu oameni care cred și au visat de mai multe ori că le cădeau dinții și n-a murit chiar de fiecare dată cineva. Nici măcar. Aș vrea să spunem însă, să vorbim puțin despre importanța visului ca mesager de la noi către noi. În sensul în care, de multe ori, conștient refuzăm să acceptăm anumite gânduri, sentimente față de noi sau față de alți oameni și atunci, în vis, ne apar puțin codate anumite mesaje și, în timp, mai ales dacă citim una, două cărți sau poate dacă mergem la o terapie, învățăm să le decodificăm și, în felul ăsta, să aflăm atât de multe lucruri despre noi la care altfel n-am avea acces. Deci, cumva, sigur, am făcut această introducere, dar o să te las pe tine să ne povestești puțin care e treaba cu visele, de fapt. De ce sunt ele atât de importante? Ce fain ai zis asta, că să ajungem către noi, da. Cred că visele astea ne ajută, sunt un instrument de comunicare cu inconștientul nostru. Exact. Că acolo se magazinează cele mai multe lucruri și da, cred că visele au un rol foarte important și ne împărtășesc, ne comunică foarte multe informații despre trăirile noastre interioare, despre realitatea noastră interioară și ar fi valoros să le luăm mai mult în seamă. În seamă, da. Și cum aș recomanda să se facă asta, de fiecare dată când ne trezim și avem un vis pe care ni-l amintim, e foarte important. Primul lucru pe care îl facem să avem tot timpul pe noptiera noastră un caietel și să începem să ne scriem detalii. De fapt, de ce e important? Pentru că imediat după, nu știu, dacă începi să acționezi, să te trezești dimineața, te speli pe tine, deja se șterge visul și nu mai ai... Pentru că, practic, el e stocat în memoria de foarte scurtă durată și dacă tu nu ai momentul ăla de dimineață în care, eventual cu ochii închiși, eu așa fac, de multe ori stau cu ochii închiși și dacă începe Sofia să zică, mami, zic, să nu mai interacționeze încă 5 minute. Da. Sau chiar și dacă mă uit pe geam sau mi se șterge pur și simplu. Și îmi pare atât de rău că de multe ori am frânturi din astea foarte relevante și le pierd. Și atunci eu am, nu neapărat carnețel, dar îmi scriu pe telefon. Uneori mă mai trezesc și din somn, așa, la 3 dimineața. E important că scrii și pe telefon. Ideal ar fi, de fapt, să scriem de mână, pentru că e conectat și la... Scrisul de mână este conectat și la partea asta emoțională. Și atunci lucrurile se întâmplă un pic diferit. Ce e important? Ok, ce scrii dimineața când te trezești? Primul lucru pe care ți-l amintești. E foarte important să scrii
în câte mai multe detalii visul pe care îl ai. Și poate noi atunci când visăm avem mai multe tipuri de vise. Uneori visăm niște simboluri, alte ori, nu știu, poate avem niște elemente care se tot repetă, niște feeling-uri. Și atunci e important să scriem acele simboluri așa cum apar în visul nostru și pe urmă apare interpretarea. Ok, tu vorbeai de interpretarea populară, dacă vrei poți să te duci în direcția respectivă, dar dă-ți voie și să observi ce se întâmplă și ce semnificație are în interiorul tău. Dar dacă vrei să faci lucrurile un pic mai în zona psihologică, atunci concentrarea ar fi pe simbol și ce îți transmite ție acel lucru, acea acțiune, acea stare, mai mult decât simbolul pe care îl găsești universal. Adică, uite, spre exemplu, nu știu, dacă eu mă visez în apă și se spune în cartea de simboluri a lui Jung că apa înseamnă feminitate. Poate eu am frică de apă. Poate, de fapt, inconștientul meu vrea să-mi spună te-ai aflat într-o situație în care ți-a fost teamă și ai ignorat-o. Adică, asta, eu sunt pentru paradigma asta, în care fiecare om ajunge în timp să înțeleagă mai bine propriile lui simboluri și cum funcționează pentru el anumite imagini care îi se arată. Exact. Pentru că fiecare obiect, fiecare lucru este ancorat la fiecare diferit. Exact. Dacă, spre exemplu, cineva visează, nu știu, o mașină, pentru o persoană s-ar putea ca mașina respectivă să fie o stare de bine, că poate călători, că, nu știu, că are o stare de libertate. Dacă pentru altcineva, să zicem, îi place să conducă. Dar sau, dacă e un om care a fost marcat de un accident? De un accident, atunci simbolul mașinii s-ar putea să se reprezinte altceva. De asta e important cumva să faci interpretarea tu și să verifici cumva în interiorul tău și să te întrebi, ok, ce reprezintă asta pentru mine. Atunci când mă gândesc la ce am visat? Am visat, acum gândesc la apă, ce înseamnă, ce îmi spune mie apa și să-ți faci o proprie descriere a elementului apă și de acolo să începi să decodifici simbolul respectiv pentru tine și în momentul în care poate reapare, să vezi și ce emoție, ce stare e acolo, pentru că de multe ori s-ar putea ca, nu știu, atunci când visăm, nu știu, că cădem în gol. Asta chiar e un vis. Mândouă ne-am gândit la același lucru. Cădem în gol, cumva s-ar putea ca pentru unii să fie o stare de eliberare. Pentru alții să fie un blocaj, o anxietate. Sunt convinsă că acolo e o altă stare. De asta e bine să pui atenția pe toate detaliile și tot ceea ce îți transmite visul respectiv. E o educație, că până la urmă, dacă începi să scrii, până la urmă vei găsi propriul tău stil și fel de a interpreta și de a te conduce. Uite, mi-a venit acum, că mi-aduc aminte când eram mică, tata visam și mă trezeam și poate aveam, nu știu, coșmaruri, aveam foarte multe coșmaruri legate de morți. Și ca să... Dar nu despre coșmar. Atunci când nu reușeam să adorm, tata mă invita să mă întorc în vis și să conduc visul și să-l modelez așa cum simt eu și să-l direcționez. Da. Și pentru că, uite, weekendul ăsta se poate, se poate, bineînțeles, să poate să fii aware de vis și să fie așa o stare de semi... Să fii semiconștient în starea respectivă și pentru că, uite, am fost acum la cules de plante, sunt anumite plante care te ajută efectiv să poți să fii mai prieten cu visele tale și să fii mai conștient de ele. Asta e foarte utilă, mai ales în cazul coșmarurilor. Eu, spre exemplu, recunosc că mi-a luat foarte mult timp să reușesc să-mi controlez anumite coșmaruri care oricum erau într-o stare de semilucidă. Adică mi se întâmplă deseori să simt că nu mă pot mișca, că sunt paralizată. Da. Dar se întâmplă în fața mea și de multe ori văd încăperea în care mă aflu, dar se întâmplă niște lucruri. Și înainte mi-era foarte greu să mă trezesc. Și acum am învățat, în sfârșit mi-am setat niște cuvinte cheie pe care le folosesc. Asta a funcționat la mine. Și nu mai las visul să fie el în control. Să nu mai eu în control. Dar a durat, adică a fost cu exercițiu, cu încercări variate. Uite, sunt și visele de tip premoniții. Așa, ia, asta mi se pare foarte interesant. Ok, pe lângă partea de simboluri poți să ai genul ăla de vise care te îndrumă spre viitor, te îndrumă către o teorie care direcție. E cumva
împotriva ideii de premoniție, dar dacă stăm să o luăm pe altă parte, uh-huh, e fix o premoniție, uh-huh, pentru că tu îți pui ție cum ar trebui să fii. Inconștientul tău îți transmite niște mesaje, te avertizează, uh-huh, pentru că de multe ori ești prea ocupat sau nu ai timp, exact, să te gândești la anumite aspecte și le lași și lasă așa, nu contează. Uh-huh. Sau găsești soluții. Uite, spre exemplu, în vară visam foarte mult rețete despre plante sau cum să folosesc plantele, uh-huh, și visam că ar putea fi vorba despre altcineva. Și partea asta de, hai să zicem că ar putea avea legătură cu partea de premoniții, pentru că ți se dau soluții din inconștient, exact, ți se dau acele soluții în momentul, exact, în care ești într-o altă stare, în vis.